Proiectul primăriei Timișoara pentru un nou spital municipal ajunge în etapa de predare a studiului de prefezabilitate. O delegație a IFC, Diviza de Investiții a Băncii Mondiale, a fost prezentă săptămâna aceasta la Timișoara pentru întâlniri cu primarul Dominic Friț și vizite tehnice în nordul orașului, pe terenul primăriei, unde va fi ridicat spitalul și la secții ale actualului spital municipal. Potrivit acordului, studiul de prefezabilitate va fi înaintat primăriei Timișoara la finalul lunii mai, începutul lunii iunie. Ambiția noastră este să avem un spital modern care rezolvă problemele pe care le avem în Timișoara cu infrastructura de sănătate și care să fie implementat cât mai repede. Parteneriatul cu Banca Mondială ne oferă șansa de a parcurge acest drum împreună, de la primul studiu până la cheia spitalului, a declarat primarul Dominic Friț. Studiul de prefezabilitate este inclus în prima etapă a acordului de asistență pentru construirea unui spital public nou în parteneriat public-privat, alături de pregătirea studiului de fezabilitate și a studiului de fundamentare pentru parteneriatul public-privat. Cea de-a doua o etapă prevede consultanță pentru pregătirea documentației de licitație pentru atragerea unui operator privat care să proiecteze, să financeze, să construiască și să întrețină noul spital din Timișoara. Cheltuielile de capital, finanțare și mentenanță timp de 20 de ani, estimate la 120 milioane de euro, pot suferi modificări în baza studiilor realizate de către specialiștii IFC.